Astăzi, în Biserica Ortodoxă, pomenim pe Sfântul Apostol Simon Zilotul și pe Sfinții Mucenici Alfeu, Filadelf și Ciprian. Sfântul Apostol Simon Zilotul a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului și s-a născut în Cana Galilei. Din sfânta tradiție s-a păstrat faptul că Sfântul Apostol Simon a fost chiar mirele de la nunta din Cana, unde Mântuitorul a prefăcut apa în vin. După această minune, Simon i-a urmat lui Hristos cu multă râvnă, drept pentru care a primit mai târziu și apelativul de Zilotul, ceea ce înseamnă râvnitor sau zelos. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei îl mai numește și Cananeitul, indicând locul nașterii sale. Mai există o tradiție potrivit căreia, la întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, Simon făcea parte din tagma evreilor zeloși, adică celor care nu plăteau tribut romanilor și îndemnau poporul la răzvrătire. Indiferent care a fost motivul pentru care i-a fost dat acest apelativ, Sfântul Apostol Simon și-a urmat învățătorul cu multă râvnă, credință și dragoste. După pătimirea, învierea și înălțarea la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfântul Apostol Simon Zilotul a dus lumina Sfintei Evangheliei popoarelor din Egipt și din Mauritania, unde a pus început bun mai multor comunități creștine. Unii istorici sunt de părere că după ce a propovăduit în Africa, Sfântul Apostol Simon a ajuns în Europa, mai precis în Britania. Nu se știe cu exactitate, însă unele surse afirmă că activitatea sa misionară s-ar fi încheiat în Persia, în orașul Sanair, astăzi Georgia, fiind prins de păgâni, torturat, iar mai apoi fiind răstignit. Astfel, Sfântul Apostol Simon Zilotul l-a urmat pe Domnul și învățătorul său, dându-se pe sine jertfă credinței cele adevărate. Astăzi, în Biserica Ortodoxă, mai sunt pomeniți Sfinții Cuvioși, Isihie Mărturisitorul și Lavrentie.